lăsat blatul, partea de deasupra doar, atât. De aici până aici, de această bucată. Părinții elevilor unei clase de la școala Ștefan cel Mare s-au plâns că au fost nevoiți să cumpere din banii lor blaturile băncilor. Învățătoarea susține însă că totul s-a făcut la inițiativa lor. Ea ar fi sugerat doar cumpărarea unor huse. Propunerile în totalitate au venit din partea dumnealor, pornind de la blaturile băncilor, spunând că au probleme hăinuțele copiilor și preferă să schimbe blatul decât să schimbe hăinuța la două luni, la o lună, două luni. Și astfel ei, în ședințele cu părinții, au hotărât și au supus la vot și s-au ocupat în totalitate de acest fenomen. S-au mers pe mai multe variante, inclusiv cea a huselor, dar ei au susținut în continuare că doresc schimbarea blatului. În unanimitate, toți părinții ar fi votat pentru achiziția băncilor. În urma propunerii unor părinți au ajuns la concluzia că un prim pas în dotarea clasei, mă rog, cum au gândit ei, este schimbarea blaturilor băncilor. În acest sens, părinții au votat în unanimitate și sunt și în formă de donație, urmează să realizeze acest lucru. Au semnat toți? Semnătura 27 din 27. Ei, puteți spuneți dumneavoastră acum că cineva e obligat să semneze? E vorba de frică? De cine? Conducerea școlii susține că părinții nu au fost obligați să cumpere bănci în sala de clasă, decizia fiind luată de comitetul de părinți. Noi avem sursele noastre de finanțare, nu am cerut și chiar am interzis astfel de... Dar, repet, în regulamentul școlar scrie foarte clar. Dacă, la propunerea părinților, vor să contribuie, să îmbunătățească felul cum arată clasa, să doteze clasa copiilor lor mai altfel decât probabil a reușit școala până în momentul respectiv. Este absolut, iertați-mă expresia, treaba lor până la urmă, da? Deci, cum să vă spun, nu pot să mă opun deciziei părinților. Inspectoratul școlar a fost sesizat și a demarat o anchetă la nivelul școlii pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile.